O familie din municipiul Dorohoi, localitatea Dealul Mare, a rămas fără agoniseală de o viață din cauza neatenției. Luni seara, casa a luat foc, iar familia nu a mai reușit să salveze din bunuri. Când au văzut flăcările, vecinii au sărit în ajutor, însă flăcările s-au extins și exista pericolul să cuprindă anexele din gospodărie, dar și locuința vecinilor. La sosirea forțelor de intervenție la fața locului, casa ardea în totalitate. Există un pericol de propagare a flăcărilor la anexele din gospodărie, dar și la casa vecinului. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Cel mai probabil, evenimentul cu foc s-a produs ca urmare a unui jar căzut din sobă pe materiale combustibile. Oamenii s-au adăpostit la rude, însă cel mai probabil vor trebui să-și construiască o casă nouă.